Ne aflăm la Liceul Tehnologic Angel Salini din Ploiești. Gazda noastră de astăzi este doamna director Anca Niculae. Sărut mâna, doamna directoare! Bună ziua! Mă bucur foarte mult să vă calc pragul aici în atelierele de creație și în sălile de curs pe care ni le-ați prezentat. Vă rog să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte despre activitățile de aici. Da, bună ziua încă o dată. Suntem un liceu tehnologic care pregătim și educăm elevi în domeniul industrie textilă și pielărie, calificarea profesională, tehnician designer vestimentar și tehnician în industria textilă, având atât învățământ liceal de zi cât și seral la aceste calificări. Avem de asemenea pe servicii pe domeniul estetica și igiena corpului omenesc, clase de coafor stilist, deci pe estetică, așa cum se va vedea și din imaginile filmate de dumneavoastră, și pe vocațional avem clasă de handbal, care la finalitatea celor 4 ani de liceu, elevii vor fi instructori sportivi, vor avea calificarea profesională, instructori sportivi pe specializarea lor pe handbal. Avem de asemenea pe cele primele două domenii, în industrie textilă și pielărie și estetica și igiena corpului omenesc, clase de profesională. La fel, la finalitatea celor 3 ani de studiu, elevii primesc un certificat de competențe profesionale de nivel 3, așa cum cei de liceu primesc un certificat de competențe profesionale de nivel 4. Și avem școală post-liceală de analist programator și pe asistență și asistent medical de laborator și asistent balneo-kinetoterapie. Bineînțeles, ei vor, la finalul celor 3 ani de studiu, primesc un certificat de calificare de nivel 5 superior. Și avem tot pe industrie textilă și pielărie școală de maestri, croitor îmbrăcăminte. Cam cu asta ne lăudăm noi. Acestea sunt calificările pe care le avem. Școala a fost într-o continuă transformare din anii 90 și până acum. Suntem un cu totul și cu totul alt liceu cu alte calificări și specializări. Am văzut că de aici, din laboratoarele dumneavoastră, ies adevărate creatoare de modă. Așa este. Păi, pentru asta le instruim și le învățăm să practice și să cultive frumosul. Sigur că da. Iar pe croitorie aveți pe diverse categorii? Păi avem liceu și școală profesională. Fiecare învață, unii ies tehnicieni, designer vestimentar, ceilalți ies confecționeri îmbrăcăminte. Deci fiecare, în orice caz, ei învață, să zic așa, arta frumosului, realizând în afara, deci în conformitate cu programa școlară, toate etapele necesare constituirii și realizării unui produs finit, să zicem așa. Iată că omul sfințește locul și dumneavoastră ați reușit să întemeieți aici o frumoasă familie pe aceste domenii. Așa ne-am dorit și așa am intenționat întotdeauna. Noi suntem într-adevăr o familie. Nu este meritul numai al meu sau al conducerii sau al Consiliului de Administrație, este meritul întregului corp profesoral, pentru că nimic n-am putea să facem singuri. Dacă n-am avea oameni de calitate și bine pregătiți alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamna directoare, și vă doresc o zi minunată în continuare. La fel și dumneavoastră, și eu vă mulțumesc.